funcție. Haideți să vedem ce salariu, ce bani va primi Laura Coța Chioveși. Peste 30.000 de lei pe lună, bani mai mulți decât salariul pe care îl avea când era șefă la DNA și ne arată colegii mei imediat și cifrele pe ecran. Chioveși a fost delegată la Parchet General pentru a se ocupa de implementarea strategiei anticorupție până în anul 2020. Până atunci va primi o indemnizație lunară de peste 23.000 de lei, un spor de risc și solicitare psihică de 3.000 de lei și un spor de confidențialitate. Fosta șefă a DNA va mai primi și 3.400 de lei pentru condiții deosebite de muncă, e un alt spor, acolo la Parchetul General, și o indemnizație de 950 de lei pentru titlul științific de doctor. Să aplaudăm? Să aplaudăm, că sunt niște cifre mari, niște realizări. Băi, da, să știți că nu este singura care are astfel de salarii acolo. Păi nu, că avem singura, pregătești salariile șefilor din servicii. Le vedem imediat după sporuri, ce ne uităm cu atenție de risc, la sporurile doamnei Chioveși. De tralala, de solicitare psihică, de nu știu ce, primesc mulți dintre procurorii care sunt în schema Ministerului Public. Și mai ales cei de la DNA. Deci aia sunt cei mai torturați psihic, între ghilimele fiind spus. Că e tare greu așa să răspunzi la comenzi, vă dați seama. Deci extraordinar de greu. Adică trebuie să faci ceva ce ți aduce coșmaruri noaptea. E, da.